Noi facilității la taxe și impozite, reprezentanții Direcției de Taxe și Impozite Locale au anunțat că cei care au datorii la bugetul local beneficiază de anularea penalităților dacă își achită sumele restante. Pentru a beneficia de această prevedere, cei interesați trebuie să completeze o cerere la sediul Direcției de Taxe și Impozite până pe 31 martie. Persoanele fizice și juridice care au restanțe de plată la bugetul local pot beneficia de anularea penalităților dacă își plătesc datoriile. Pentru ca acest lucru să se întâmple, cei interesați trebuie să completeze o cerere până la sfârșitul lunii martie. Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu-Severin a adoptat 3 hotărâri de Consiliu Local, printre care cea mai importantă, consider, pentru cetățenii Municipiului Drobeta Turnu-Severin, este aceea de scutire de accesorii pentru persoanele fizice și persoanele juridice care s-au aflat în dificultate financiară sau imposibilitate de plată la termenele scadente a impozitelor și taxelor locale și care au înregistrat până la data de 31 decembrie 2019 debite restante. În categoria debitelor restante se înscriu impozitele pe clădiri, teren, mijloace de transport, taxele pe teren, taxele pe clădiri și chiar amenzile contravenționale. De menționat este faptul că această facilitate se aplică și persoanelor juridice aflate în insolvență. Acestea își pot redresa o parte din activitate, scăzând penalitățile. Modelul de cerere care trebuie completată se găsește pe site-ul primăriei Drobeta Turnu-Severin, dar și la sediul Direcției de Taxe și Impozite Locale, aflat pe Bulevardul Carol. Facilitatea fiscală acordată persoanelor fizice și juridice privind anularea accesoriilor de plată se face pe bază de cerere depusă la organul fiscal local. Cererea se depune până la data de 31 martie 2021. Totodată, procedura de acordare se află în hotărârea de Consiliu Local numărul 18 pe anul 2021, unde se regăsește și cererea de acordare a acestei facilități fiscale. Până la data de 31 martie, toți severinenii care au acumulat restanțe la taxe și impozite trebuie să completeze cererea pentru a beneficia de anularea penalităților.